Menționare, spunând, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Oare de ce a venit această atenționare? Și citind în Cartea Împăraților, vedem contextul în care se întâmplă aceste lucruri. Poporul încet, încet se depărtează de Dumnezeu. Și dacă astăzi un pic, mâine încă un pic, ajungi să slujești altor dumnezei, și așa era situația în vremea respectivă. Baal ajunsese la nivel de top și foarte mulți se înclinau lui Baal și Astartelor. Și acum Dumnezeu îl ridică pe Ilie și Ilie stă în fața națiunii spunând, până când vreți să slujiți, să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după el. Dar dacă Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu, atunci urmați-L numai pe Dumnezeul acesta. Cunoaștem firul evenimentelor, are loc acolo pogorârea focului pe jertfa care aduce omului Dumnezeu și poporul se întoarce la Dumnezeu. Asta e în Vechiul Testament. Dar iată că în Noul Testament mă întâlnesc cu o altă constatare în urma unei atenționări. Și aș lega-o de prima, pentru că vine sub alți parametri, dar cred eu cu semnificații apropiate. Și spune Apostolul Pavel, din pricina aceasta sunt între voi, vă aduceți aminte ce spune că este în contextul cinei Domnului, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și nu puțin dorm. Din pricina aceasta sunt între voi mult neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Cu alte cuvinte, din pricina aceasta sunt oameni care șchiopătează de amândouă picioarele, pentru că s-ar prea putea încet, încet să te departi de Dumnezeul adevărat. Dar iată că actul cinei Domnului are ca obiectiv tocmai lucrul acesta, să ne apropie de Dumnezeul cel adevărat. Și dacă în vechime s-a pogorât foc din cer și națiunea s-a întors către Dumnezeu, când stai la masă cu Domnul și conștientizezi că El îți vorbește, se schimbă lucrurile. Dorința mea este ca să aprofundăm evenimentul acesta și să-i dăm adevărata semnificație pe care o merită. Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de masa Domnului. 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 17 la 31. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred. Căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină ce sunt găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm.
Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău și doresc ca Tu să ne vorbești și să ne ajut să înțelegem și acest act care îl practicăm și în ziua de astăzi să ne fie spre binecuvântare și nu spre osândă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. După 3 ani și jumătate, împreună cu ucenicii, Domnul Iisus îi invită pe aceștia într-o odaie de sus. Și acolo, în odaia de sus, face niște lucruri pe care ucenicii parcă nu le pricep foarte bine. Ce face Domnul Iisus? Tocmai instituie cina Domnului. Simbolul acesta pe care îl practicăm și noi astăzi. Le vorbește Domnul Iisus despre moartea Lui. Și ucenicii parcă nu sunt dispuși să primească acest mesaj. Ei aveau alte păreri. Gândirea lor era structurată pe alt calapot. Cum? Domnul Iisus să moară, El a venit în lumea aceasta să dezvolte o împărăție. Și noi probabil vom fi mari în împărăția aceasta, prin miniștri. Dar Domnul Iisus Hristos le vorbește despre o altă împărăție și le vorbește despre Domnul Iisus, despre moartea Lui și despre jertfa Lui. Și atunci când practică acest simbol, le dă și o poruncă. Să faceți lucrul acesta. Vreau să vă spun că este un imperativ. Și de-a lungul timpului, biserica răscumpărată de Domnul face și practică acest simbol. De fapt, și biserica noastră practică 2 simboluri legate între ele. Botezul, care îți dă dreptul să participi la cina Domnului și cina Domnului. Simbolul totdeauna are în spatele lui un adevăr esențial. Și cina Domnului este adevărat. Peste câteva minute împărțim pâinea, o bucățică mică de pâine și puțin rod al viței. Un simbol. Dar în spatele lui arată un eveniment extraordinar, arată niște lucruri deosebit de importante privitoare la mântuirea noastră. Ce mai este cina pe lângă faptul că este o poruncă să faceți lucrul acesta și de-a lungul timpului cei care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos fac lucrul acesta în dorința de a-și aduce aminte să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 26 spune așa: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Versetul 25, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 26, pentru că vestim moartea Domnului. Dar de ce este foarte importantă moartea Domnului? Cine s-ar lăuda cu moartea cuiva? Pentru că moartea Domnului ne aduce aminte că am fost răscumpărați prin moartea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, plata păcatului este moartea. Foarte clar, nu mai este nimic de adăugat. În Epistola către Roman și nu numai găsim acest adevăr, plata păcatului este moartea. Dar tot în Epistola către Roman mai există un verset pe care trebuie să-l considerăm adevărat, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Am citit despre preotul Cornilescu, care ne-a tradus Biblia, că a avut un moment de întrebări. Când a ajuns și a tradus din limba greacă în cartea Roman și a ajuns la cuvântul acesta că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, el a tras concluzia, dacă toți am păcătuit și înainte am tradus că plata păcatului este moarte, nu mai există refugiu, nu mai există remediu pentru nimeni și ca atare toți suntem pierduți. Dar vălul acesta
cade de pe ochii lui când înțelege că, într-adevăr, pentru păcat se moare. Dar știți că nu mor eu, ci a murit Iisus Hristos în locul meu. De aceea este importantă moartea Domnului Iisus Hristos. Și încă o dată citesc versetul acesta. Pentru că prin aceasta vestiți moartea Domnului. Moarte înlocuitoare. Noi, datorită păcatului, trebuia să suferim moartea, dar Domnul Iisus Hristos a murit în locul nostru. Isaia, capitolul 53, cunoaștem capitolul acesta. Iar suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și pedeapsa care ne dă pace, adică moartea, a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți, suntem mântuiți. Moartea Domnului Iisus Hristos este foarte importantă pentru că prin moartea Lui am fost împăcați cu Tatăl. Și iarăși acum în contextul întregii Scripturi trebuie să vedem că omul este capodopera creațiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe om ca să aibă părtășie, dar Dumnezeu nu poate avea părtășie cu omul atâta timp cât este păcat. Și Biblia ne arată la creație, după ce omul a păcătuit, a trebuit să suporte consecințele. Omul a fost înlăturat și astfel părtășia cu Tatăl a fost întreruptă. Dar prin moartea Domnului Iisus Hristos, El care a luat păcatele noastre în trupul Său pe lemne, spune Scriptura, prin moartea Lui ne-a împăcat cu Tatăl. De aceea moartea Lui este foarte, foarte importantă. Și nu numai atât. Dar moartea Domnului Iisus Hristos, prin moartea Domnului Iisus Hristos, noi am căpătat mântuirea. Ce înseamnă mântuirea? Tot Apostolul Pavel explică, El ne-a strămutat din împărăția întunericului, a făcut acest transfer, dar transferul acesta nu se putea face oricum, ci prin moartea Domnului Iisus Hristos. Ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Cina Domnului? Ne arată foarte clar lucrarea făcută de Domnul Iisus Hristos. Planul de mântuire a lui Dumnezeu prin moartea și învierea lui Iisus Hristos. Asta e partea cerului. Dar la masa Domnului, peste puține momente, vom lua parte noi. Care este partea noastră? Ce trebuie să facem noi când stăm la masa Domnului? Și mă uit în versetul acesta și în capitolul pe care l-am citit, ne spune ce trebuie să facem. Fiecare să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Dar am citit jumătate de verset. Pentru că înainte ca să mănânci din pâinea aceasta și să bei din paharul acesta, trebuie să existe un proces de cercetare. Fiecare dar să se cerceteze dar pe sine însuși. Și așa să mănânce și să bea din paharul acesta. Responsabilitate personală. Și când ești la cina Domnului, n-ai voie să te uiți în stânga și în dreapta și să faci tu aprecieri, spunând, fratele poate are dreptul să ia, dar sora nu, sau invers. Și când stai la masa Domnului, și acum ai mare atenție, pentru că vrem să stăm într-un chip vrednic, există procesul acesta de cercetare personală și să te cercetezi foarte serios. Cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează spunându-ne că este nevoie pe voi înși vă, cercetați-vă! Cercetați-vă dacă sunteți în credință, dar cercetarea aceasta nu trebuie să fie una așa superficială, dar o cercetare adâncă. Fratele lui Iosif s-au cercetat și în fața lui Iosif când li se arată, au concluzia aceasta, noi suntem oameni de treabă. Au uitat tot ce au făcut înainte și acum spun, suntem oameni de treabă. Asta a fost cercetarea lor. O altă cercetare greșită, deși putem spune că nu e nimic minciună în ceea ce spune omul respectiv. Un fariseu spune, Doamne, eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială, fac niște lucruri extraordinare, mă cercetez, asta fac eu. Nu e rău, foarte bine, nu sunt ca omul acesta. Și arăta spre vameș. Nu era rău, că a postit și a făcut foarte bine lucruri și lucruri adevărate. Dar știți unde există pericolul? Să te uiți la semen și să spui, ăsta nu-i bun.
Și dacă ne uităm în biserica din Corint, aici unde am citit, erau probleme și stăteau la masa Domnului și Domnul Iisus Hristos vrea să corecteze prin Apostolul Pavel aceste dezacorduri. N-ai voie să te uiți în stânga și în dreapta și să cataloghezi tu pe fratele sau pe sora, ci tu când stai la masa Domnului să te cercetezi, dar să te cercetezi într-un mod profund. Pentru că tot în pilda pe care o dă Domnul Iisus Hristos, vameșul se cercetează de suprafață văzând niște valori extraordinare pe care le deține. Dar vameșul se bătea cu pumnul în piept. Diferență mare între el și fariseu. Și cercetându-se, știți ce spune? Ai milă de mine, păcătosul. Acum, cercetarea aceasta, spuneam că este foarte profundă, că cercetarea aceasta are ca model nu pe cel din stânga sau pe cel din dreapta ta, ci are ca model pe Iisus Hristos. Am mai dat exemplul acesta și îmi place și îl folosesc din nou pentru că este potrivit. Petru, când a venit în prezența Domnului Iisus Hristos, nu vine oricum și ne spune cuvântul, se încinge, cade la picioarele Domnului Iisus Hristos, tare bucuros. Și știi ce spune? Parcă nu înțeleg ceea ce spune. Le-a luat gura probabil pe dinainte. Spune, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Când te cercetezi în profunzime, dar având etalon pe Iisus Hristos, atunci nu poți face altă constatare decât aceasta. Sunt un om păcătos, nevrednic și am nevoie de tine. De fapt, asta spunem noi când stăm la masa Domnului. Cercetare în raport cu ce? În raport cu Dumnezeu, tot în Corinteni. În epistola aceasta se pune la punct problema cinei Domnului. În 1 Corinteni, capitolul 10, iară ni se spune ceva despre cina Domnului. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea o împărtășire cu trupul lui Hristos? Deci noi când stăm la masa Domnului, admitem faptul că împărtășim. Știți ce înseamnă împărtășim? Adică suntem parte! Și e adevărat, suntem parte unii cu alții, dar suntem parte cu Iisus Hristos. Și din nou mi-amintesc ceea ce spune Ioan, cum este El, așa suntem și noi, pentru că tocmai la cina Domnului vrem să arătăm că noi îl iubim pe Iisus Hristos și dorim să fim ca El și ne străduim să fim ca El. Părtășia noastră este cu Iisus Hristos și cercetarea este în raport cu Iisus Hristos. Și eu stau la masa Domnului și mă cercetez. Care e relația mea cu Domnul Iisus Hristos? Și mă uit în viața mea și spun, relația mea cu Domnul Iisus Hristos este bună. M-aș bucura tare mult toți să aveți această afirmație. Și atunci foarte bine, este nota 10. Dar trebuie să ai practica acestei relații cu Domnul Iisus. Și tot Apostolul Ioan spune așa, dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, înseamnă că pe orizontală îți iubești frații, pentru că există o incompatibilitate să spui că ai părtășie cu Dumnezeu și nu poți să-L vezi pe cel din stânga și din dreapta ta. Și mergem mai departe în textul pe care l-am citit. 1 Corinteni 10:16, avem părtășie cu Iisus Hristos. Și acum versetul 17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, știți ce suntem? Unu, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Suntem un trup. Masa Domnului ne arată importanța unității. Și la lucrul acesta suntem chemați să medităm. În punctul acesta suntem invitați să ne cercetăm. Părtășie cu Iisus Hristos înseamnă că avem părtășie cu frații. O împărtășie profundă, așa cum avem pretenția că avem cu Iisus Hristos. Este foarte importantă unitatea. Pentru că Dumnezeu aduce binecuvântare acolo unde există unitate. Și mă uit în lucrarea Domnului Iisus Hristos și îl văd pe Domnul Iisus Hristos care lucrează la unitatea celor 12 ucenici.
În grădină, atunci, înainte, când se pregătește terminarea lucrării. Știți că Domnul Iisus Hristos s-a uitat și ne-a văzut peste viacuri pe noi, cei care peste câteva momente trecem la practica cinei Domnului. Ne-a văzut pe noi și s-a rugat pentru noi. Doamne, mă rog să-i faci una după cum noi suntem una, modelul desăvârșit al Trinității. Și tocmai aici era problema în Corint. Voi vă strângeți la masa Domnului și au adus ei aminte de porunca lui Dumnezeu, de exemplu pe care îl dă Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii și practică lucrul acesta, dar îl practică într-un mod greșit. Și versetul 18 spune, mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare între voi sunt, nu ne place, dezbinări. Ori ați uitat că masa Domnului înseamnă unitate, așa cum Tatăl și cu Fiul sunt una, așa trebuie să fiți voi una. Problema în Corint, dezbinare, și de-a lungul timpului diavolul știe cum să atace și cum să-și facă lucrarea cel mai bine prin dezbinare, că dacă nu mai există unitate, deja ai păcătuit chiar și atunci când stai la masă cu Domnul. Voi împreună formați trupul lui Hristos și trebuie să existe unitate. Cum se realizează unitate? Aș vrea câteva lucruri practice să le pun în fața noastră și să le urmăm, pentru că astfel vom contribui la unitatea care aduce binecuvântare. În biserica din Corint, ne spune cuvântul, erau și oameni bogați și oameni săraci. De-a lungul timpului, așa, asta e realitatea. Cei bogați se uitau la cei săraci și spuneau, măi, ăștia n-au că probabil nu muncesc. Cei săraci se uitau cu jind la cei bogați și spuneau, măi, ăștia au făcut învârteli. Și așa s-au făcut încât între ei au ajuns dezbinări și acum stăteau la masa Domnului. Dar la masa Domnului trebuia să conștientizeze că ei sunt un trup și trebuiau să reglementeze problemele acestea. Ori ca să existe unitate, trebuie să existe apreciere. Și în timp ce îmi notam eu gândurile acestea, m-am gândit, când am apreciat eu ultima dată pe cineva? Este adevărat, fiecare dintre noi avem părți bune și părți mai puțin bune. Și vă întreb eu, care părți ies în relief mai ușor? Cele bune sau mai puțin bune? Cele mai puțin bune, asta e realitatea. Ce ne este mai ușor, să criticăm sau să apreciem pe cineva? De multe ori, vă spun din experiență, este mult mai ușor să vezi partea negativă și să vii cu critică în dorința, spunem noi, bună a reabilitării. Dar trebuie să învățăm să ne apreciem. Eu am practica aceasta să dau mâna la ușă și vreau să vă spun câteodată, primesc câte o apreciere și zic precis, sora sau fratele vrea să stea la masa Domnului. Că atunci trebuie să ne apreciem unul pe altul. M-am gândit, oare nu cumva e o formă de fariseism? Ne învață Scriptura să ne prețuim unul pe alții și să ne apreciem unul pe alții, dar dacă n-ai ce să apreciezi, atunci mai bine taci, dar nu dezaprecia. Cunoașteți ilustrația aceea, un păstor a avut o predică foarte slabă. Și când el constată că e slabă, cei din sală constată și mai mult. Și era o soră care știa să trăiască viața de creștină la parametri înalți și totdeauna îl încuraja pe fratele și îl aprecia. Dar acum se simțea și el așa umilit și a spus, frate, apreciez. Și el a întrebat, ce apreciez? Textul frumos pe care l-aș citit. Există posibilitatea de a ne aprecia și asta contribuie la unitate dintre noi. Aprecierea merge mână-mână cu încurajarea. În Corint erau probleme. Acum, cei bogați trebuiau să-i încurajeze pe cei mai puțin bogați. Când ne spune cuvântul că fiecare venea cu de-ale case și, desigur, cei care aveau o situație mai bună veneau cu mâncări mai bune, ceilalți cu posibilități mai restrânse, dar părtășia trebuia să fie o masă comună între toți. Și să vezi ce bucate gustoase ar fi mâncat săracul din porția bogatului.
Și să vezi ce ar fi apreciat bogatul, gustul foarte bun al mâncării care a adus-o săracul, dar trebuia să existe părtășie, încurajare. Citesc Scriptura și mă întâlnesc cu un bărbat pe care îl îndrăgesc. Și ni se spune despre Barnaba că el era fiul încurajării. Este o mare abilitate să știi să fii un element de încurajare pentru fratele tău. Nu uitați, Biblia ne spune că noi formăm un trup și ne-a pus Dumnezeu unul lângă altul, nu să ne demolăm unul pe altul, ci să ne încurajăm, să ne ridicăm unul pe altul. Mă uit în Scriptură și mă întâlnesc cu Iov. Iov trece printr-o situație tare, tare grea. Și a avut el 3, ba chiar 4 prieteni mai deosebiți și veneau prietenii aceștia mai deosebiți să stea de vorbă cu Iov. Și știți ce au făcut prietenii aceștia? I-au ținut predici lui Iov. Ori era cel mai nepotrivit în situația aceea să-i țină o predică. Au vrut cu intenții bune. Dar de aceea spun că încurajarea este o abilitate care ți-o dă Dumnezeu. Probabil te întâlnești cu lucruri care nu-ți plac, lucrarea tinerilor, de câte ori ai stat să-i încurajezi, nu să-i demolezi. Sau pe fratele tău care face o lucrare, ție ți se pare că nu-i extraordinar, dar încurajează-l, ridică-l, pentru că asta te poate folosi Dumnezeu. Gedeon, dacă n-a avut oameni să-l încurajeze, Dumnezeu s-a ocupat de el și a trimis un înger. Și când el se ascundea de madianiți, vine îngerul și îl încurajează. Știți cum îi spune? Viteazule! Domnul este cu tine, viteazule, s-o fi întrebat Gedeon. Oare cum este Domnul cu mine? Mă ajută acum să ascund banița aceasta de grâu? Și vedem că încurajarea aceasta face din bărbatul acesta să fie un bărbat care duce națiunea lui Israel la progres, la victorie. O încurajare. Te poate folosi Dumnezeu ca să încurajezi pe cel care este lângă tine. După încurajare, mă gândesc eu că la cina Domnului trebuie să ne cercetăm și în vederea acceptării. Să ne acceptăm unul pe altul. Și acum mă uit tot în biserica din Corint, unde ne învață aceste lucruri, ei erau împreună. Se acceptau, probabil săracul venea și dădea mâna cu cel bogat și mai se uita și în palmă dacă n-au primit ceva. Dar se acceptau. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu, erau dezbinări între ei. Se acceptau așa de suprafață. Și mă gândesc, oare nu cumva strategia aceasta a diavolului? Stăm, mai dăm mâna, întindem așa de jumătate și mai și zâmbim, dar acceptarea aceasta nu înseamnă doar atât. Ce înseamnă să simți cu aproapele tău, să îi cunoști problemele cu care se confruntă, să conștientizezi că toți suntem diferiți. Noi parcă am vrea pe toți să-i punem în calapodul nostru și dacă nu gândește fratele meu ca mine, nu-i cu mine. Nu-i așa, suntem mulți, dar formăm un singur trup, dar indivizi separați. Și trebuie să accept fratele meu chiar dacă gândește într-un mod diferit de mine. Nu înseamnă că eu totdeauna dețin adevărul suprem. Dar n-aș vrea să mergem în extrema cealaltă. Până unde accept? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune accept până când este vorba de păcat. Când este vorba de păcat, atunci sunt intransigent, că nu pot accepta păcatul. Și lucrul acesta îl învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte împrejurarea aceasta care este o împrejurare deosebită. La Domnul este adusă o femeie care este prinsă într-un păcat teribil. Și oamenii îndreptățiți de cuvântul lui Dumnezeu vin să facă ei dreptate, pietri pregătite să omoare pe femeia aceea, să dea un exemplu. Domnul Iisus Hristos, spre surprinderea lor, o acceptă pe femeie. Dar nu acceptă păcatul și spune, nu te osândesc, dar să nu mai păcătuiești. Când vorbim despre acceptare, despre apreciere, despre încurajare, înseamnă că trebuie să facem un pas mai mult și asta ne învață la cina Domnului, să ne cunoaștem mai mult. Oricând cunoști problemele fratelui,
te poți raporta mult mai ușor la problemele lui și îl poți ajuta mult mai bine. Este o problemă, mai ales în bisericile mari. Prea puțin ne cunoaștem unii pe alții, ne cunoaștem în vedere. Dar cunoașterea care o pretinde chiar masa Domnului este o cunoaștere mai profundă. Cunoașterea aceasta te face să înlături vorbele care nu sunt foarte fundamentate. Aici ne spune cuvântul lui Dumnezeu, vă strângeți la oaltă și aud că între voi sunt dezbinări. Dar în parte cred lucrul acesta. Stai de vorbă cu o anumită categorie, zici că are dreptate, stai de vorbă cu o altă categorie, probabil în speța din 1 Corinteni, bogații spuneau ceva, săraci altceva și toți aveau dreptate, dar în parte, că adevărul este cel care îl prezintă Dumnezeu. În a te cunoaște, în a fi una, înseamnă că se înlătură bârfa. Ai spus lucruri necunoștință de cauză, pocăiește-te. Aduci tu niște interpretări mai deosebite, pocăiește-te. Mi s-a întâmplat un lucru de care m-am pocăit. Cu ani în urmă aveam în biserica noastră un bărbat care de cele mai multe ori în timpul serviciului dormea. Și vreau să vă spun că de aici din față se vede foarte bine, așa că aviz amatorilor, când doarme cineva să știți că noi vedem. Și bărbatul acesta dormea, cam la fiecare serviciu dormea. De câteva ori se scula și în picioare. Am stat de vorbă cu dumnealui, crezând eu că îl corectez. Și am primit o lecție pe care nu o uit niciodată. Fratele respectiv suferea de o boală foarte grea. Dar în dorința lui de a avea părtășit cu frații, venea la biserică, mai se ridica în picioare singur, mai ședea jos, iară mai ațipia. Dar era cauzat de o boală. Ori nu tragem noi concluzii pripite și cunoaște problema semenului pentru a putea să-i vină în ajutor. Asta ne îndeamnă cina Domnului. Și apoi un alt lucru, la cina Domnului trebuie să conștientizăm că suntem mădulare unii altora. Niciodată mâna mea n-a vorbit de rău piciorul. Sau un mădular să nu aprecieze pe celălalt mădular vorbirea de rău. Pentru că nu uitați de unde am pornit. De la faptul că trebuie să ne cercetăm. Și acum eu mă cercetez de câte ori am bârfit sau am judecat greșit. Pentru că ne spune cuvântul fiecare dintre voi să se judece pe sine însuși. Dar de câte ori în greșeala mea, în loc să mă judec pe mine, l-am judecat pe fratele, pe sora, necunoscând problema cu care el se confruntă. Sau de câte ori am vorbit de rău pe semenul meu. Și acum, fiind la cina Domnului, mă cercetez. Încă un lucru de care trebuie să ținem cont când stăm la masa Domnului. În Matei, capitolul 5, găsim o altă atenționare și ne spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Despre ce e vorba aici? Eu vreau să vă spun că e vorba de cina Domnului. Noi venim la altar sau când vii în fața lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu îți spune foarte clar cum trebuie să te comporți ca jertfa ta să fie bine primită. Și la timpul de rugăciune citea fratele Simeon din Colosene acolo că datoria noastră este să ne iertăm unul pe altul. Acum eu întreb, când ești la masa Domnului, ne spune cuvântul hotărât, nu există rabat. Trebuie să ierți, că altfel nu te poți apropia de masa Domnului și te cercetezi. Și te gândești la ceea ce ți-a greșit soția sau copilul sau colegul de servici și acum ce faci, aștepți. Aștepți să vină să-și ceară iertare. M-am uitat în textul acesta mai cu amănuntul. Cine trebuie să-și ceară iertare? Pentru că văd aici un lucru foarte interesant. Toți suntem datori să iertăm, dar cine trebuie să-și ceară iertare? Cel care a greșit? Cel căruia i s-a greșit sau cine? Și m-am uitat cu atenție și am găsit răspunsul. Știți cine? Cel care vine cu darul la altar, vine înaintea Domnului, ești dator să-și ceri iertare și să ierți, necondiționat.
La capitolul acesta am putea vorbi foarte mult. Doamne, de câte ori se ierpea problemele meu? De 7 ori? Nu, de 70 de ori, câte 7. Când stai la masa Domnului, ești chemat să ierți. Numai așa se ajunge la unitate. Și aceștia sunt condițiile care îmi permit să stau la masă cu Domnul. Acum, ce să fac? N-aș vrea să vă speriu. Cine e vrednic? Pentru că eu v-am spus din cuvântul lui Dumnezeu și concluzia care o trag, eu nu sunt vrednic. Și dacă ar fi după vrednicia mea, n-aș putea să mă apropii de masa Domnului. Și atunci ce fac? Mă retrag? Atenționez pe unii care au astfel de practici. Cine nu stă la masa Domnului acum pe pământ, nu va avea parte cu mine, ori nu-mi permit lucrul acesta. Dar ce fac atunci? Iau masa Domnului în chip nevrednic? Atunci voi fi osândit. Nici asta nu-mi place. Și atunci știi ce fac? Rezolv problema. Și mă cercetez. Și văd că nimic bun nu locuiește în mine. Și vin înaintea Domnului și spun, Doamne, Tu ești vrednic. Și prin vrednicia Ta eu îndrăznesc să mă apropiu. Dar cum să te apropii dacă ne spune în capitolul 10, dacă toată săptămâna ai luat parte la masa dracilor și la paharul dracilor, acum mai te poți apropia de masa sfântă nici de cum. Dar ce trebuie să faci? Să te pocăiești. Dar ce se întâmplă dacă eu am o problemă cu semenul meu, nu l-am iertat, am un incident care nu-i rezolvat? Copil fiind, în biserica de pe Măgheran, înainte ca să se împartă masa Domnului, un frate din zona fraților, eram frați și surori, o parte frați, o parte surori, un frate din zona fraților se duce spre zona surorilor și se apropie de soția lui și vorbesc ceva. Lucrul acesta a creat un pic de confuzie în sală. Și fratele respectiv a văzut că s-a făcut un pic de rumoare și a spus, fraților, iertați-mă că am deranjat, dar a trebuit să vin să-mi cer iertare soției, față de care am greșit, pentru că vreau să mă apropii de trupul și sângele Domnului. N-am să uit niciodată evenimentul acela. Unic de când sunt și frecventez bisericile. Dar am zis un eveniment conform Scripturii. Stăm la masa cu Domnul, ce facem? Rezolvăm problemele. Luăm inițiativă. Pentru că altfel, foarte mulți sunt neputincioși și nu puțin dorm și în loc să fie putere, este dezechilibru. Și vă mai spun ceva vis-a-vis de masa Domnului, este foarte importantă că actul acesta are bătaie lungă în împărăția lui Dumnezeu și vom moșteni cerul împreună cu el. Simbolul acesta se transformă în realitate și dacă simbolul acesta este practicat conform cuvântului lui Dumnezeu, avem dreptul să fim în cer cu el. Și m-aș bucura ca părtășia aceasta să fie doar preambulul părtășiei din ceruri. Doamne, ajută-ne și binecuvântă-ne la aceasta. Amin. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1:18.
Eu simt durerea lui Iisus, ce scumpă e rana lui. Prin ea înțeleg acum mai mult iubirea ta. Mulțumim că ne dai harul și dreptul să ne apropiem din nou de masa ta. Conștientizează-ne, Doamne, că fiecare dintre noi suntem și datori și responsabili să ne apropiem într-un mod demn, pe baza cuvântului și a lucrării tale, de pâinea aceasta și de potirul acesta. Binecuvintează pe fiecare cu această conștiență și ajută-ne, Doamne, să stăm cercetați înaintea Ta, ca Tu să ne poți binecuvânta. Și îți mulțumim că harul Tău ne este îndeajuns. Amin. Amin. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Vom cere binecuvântarea Domnului peste pâinea aceasta împreună cu fratele Simi Suciu. Doamne, îți mulțumim pentru că putem să fim în prezența Ta în această dimineață. Îți mulțumim pentru că ne faci harul ca să ne inviți la masă cu Tine și ne bucurăm atât de mult. Dorim, Doamne, ca și Tu să te bucuri de noi, de viața noastră, de trăirea noastră, de viețile noastre în întregime, Doamne. Te rugăm ca Tu să ne binecuvintezi pe fiecare dintre noi cu o stare potrivită, după voia Ta. Te rugăm să ne curățești prin sângele Domnului Iisus Hristos. Te rugăm să ne ajuți ca să căutăm fața Ta și să iubim cuvântul Tău. Mulțumim, Doamne, pentru că putem să ne închinăm împreună în această dimineață.
Și te rugăm, Doamne, ca Tu să binecuvintezi acest simbol. Te rugăm ca Tu să ne ajuți ca să ne gândim întotdeauna la jertfa Ta. Și în fiecare zi, Doamne, să cinstim numele Tău. Amin. Amin. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. La masa Domnului vor lua parte toți frații și surorile care s-au cercetat și pe baza jertfei Domnului Iisus prin credință pot să întindă mâna și să ia din pâinea aceasta. Cei ce stau la masa Domnului și participă vor rămâne în picioare, în semn de respect. Cei care nu sunt pregătiți și oaspeții care nu sunt împăcați cu Domnul pot să ocupe locurile. Împărțiți între voi. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, a spus Domnul Iisus, luați, mâncați. Tot astfel după cină, Iisus a luat paharul și a mulțumit lui Dumnezeu. Vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste paharul acesta. În rugăciune ne va conduce fratele Marchie. Doamne, eram morți în greșelile și păcatele noastre, dar prin dragostea Ta pentru noi ne-ai iertat. Prin sângele Tău
Mulțumim, Doamne, pentru că nu prin meritul nostru, dar prin dragostea mare pentru fiecare dintre noi, ai murit și ai înviat, că noi putem să trăim. Mulțumim, Doamne, pentru sângele Tău care a fost vărsat pentru noi și acum putem să împărtășim cu Tine. În numele Tău ne rugăm. Amin. Amin. Luați-l. Grei cu chipul lui Cezar pe ei, 30 de stele sclipitoare și un rai întreg în fiecare. După 3 ani de atât mult, o pungă de arginți nu-i mult. Trei ani să te smerești, să taci cu ochi de vânător de baci, 3 ani cu arcul încordat, pândind cel mai de preț vânat și până la cerbul din omături, mai să-l scapi pe cel de alături. 3 ani de muncă între sfinți, nu-i prea mult 30 de arginți? Arginții mei, vânatul meu, acum bea târnă punga greu, acum eu sunt bogat și pot să cumpăr via lui Nabot. Ca țiba pot să iau și retmoșia lui Mefiboset și pot găsi ca s-a îmbalat chiar și profeți de cumpărat, căci am arginți, mi-e brâul plin, ia seama Abel, sunt Cain, căci am arginți 30 la rând și alții vor veni curând. Tu, snop, din grâul Arnăut, tu, pradă, vin să te sărut. Dar ce vă paie în zim se frânge? Ce mână v-a umplut de sânge? Nu pot să sufăr, pot să mint, dar nu vreau sânge, vreau argint. Uite apă jos în râu, vă spăl și iar vă pun la brâu. Ce-i asta? Mintea-și pierde frâul, de ce s-a înroșit tot râul? Ce rană s-a deschis în pungă, nu-i apă în matcă să-mi ajungă. Ei, preoții, ei, cărturarii, m-au prins în mreajă ca pe scare. Mi-au dat să beau din cupe sparte, eu am cerut arginți, nu moarte. M-au înșelat, dar nu mă las. Pe cine duceți voi de nas? Bătrâni și preoți, farisei, luați arginții, nu s-ai mei. Eu v-am vândut un sfânt curat. Voi ce arginți murdari mi-ați dat? Vreau banii mei pe drept. Acesta e sânge, nu-l accept. Iisus e sfânt. Am fost nebun, nu vreau cu cerul să mă pun. Vai, iadul, ziua de apoi, nu vreau arginți, luați-i voi, nu vreau arginți, Iisus e sfânt. Ah, nu mai sânge pe pământ, ce sânge cald, dar nu-ți devină. Și via lui Nabot e plină, se scaldă în sânge de profet, moșia lui Mefiboset și un vifor de arginți turbat l-a troienit pe Sambalat. Lăsați-mă, boioi de drac, fugiți, eu vreau să mor sărac. Lăsați-mă, voi preț hain, vreau să fiu Abel, nu Cain. S-au strâns toți banii acestei lumi? Mamona, vrei să mă sugrumi? Dar voi pleca, nu cad învins, nu sunt cu un brâu de in încins, un brâu, un laț și apoi în gol.
Veniți, voi îngeri din Seol, să scap de arginți, să trec prin vad. Ah, uite, plec, dar plec în iad. Și iadul, vai, îmi ies din minți, că iadul-i plin de arginți. Sângele meu, care se varsă pentru mult spre iertarea păcatelor, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Beți toți din el. Iisuse, pentru mine cerul ai părăsit, de străluciri mărețe, Doamne, te-ai despărțit, în locul meu pe cruce ai murit. Ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie în timpul acestei cântări, când se strâng și puterele. Să rămânem câteva minute, vă promitem că nu este lung, e câteva minute doar, să discutăm despre bunul mers al lucrării în ceea ce privește lucrarea de cântare, de slujire prin muzică în biserica noastră. Dorim ca binecuvântarea Domnului să ne însoțească pe toți. După masă vom avea un frate care va prezenta misiunea Speranța și ceea ce face această misiune în țara noastră. Ne rugăm ca și serviciul de după masă să fie o binecuvântare. Cântăm ultima strofă și încheiem cu rugăciune. Vreau să-ți cânt numai ție, la bine și la Oh,
la celuia ce prin jertfa sa, prin sângele jertfei sale, ne-a spălat și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, a Lui să fie slava, cinstea și închinarea și acum și în vecii vecilor. Amin. Care ponde.